având în vedere contextul actual, cum credeți că, cum ați definit, să spunem așa, relația dintre PSD și guvernul Ponta? Există miniștri care ar trebui să și revizuiască atitudinea sau poate au pierdut într-un fel sau altul sprijinul PSD-ului? Noastră, ca ministru, vedeți o posibilitate de a pierde sprijinul partidului din care faceți parte pentru minister? Bun. Fiecare ministru, bănuiesc și cred că e normal să fie evaluat după performanța de la ministerul pe care îl conduce. Eu cred că relaționarea între guvern și partid este foarte bună în momentul de față și continui să cred că va exista o susținere a guvernării Ponta până la finalul mandatului, adică undeva în 2016, spre finalul 2016, după alegerile parlamentare. Iar relaționarea între PSD și propriul guvern nici nu are cum să fie altfel, deoarece tot ceea ce este în programul de guvernare și tot ceea ce ați văzut că pune în practică guvernul Ponta prin fiecare minister în parte, este practic ceea ce a votat și a promovat partidul în campania electorală din 2012. Deci noi nu facem nimic altceva decât ceea ce ne-am angajat în fața oamenilor care ne-au votat și, bineînțeles, chiar și cei care nu ne-au votat până la urmă au totuși aceleași așteptări. Deci ne-am angajat că reparăm ceea ce s-a stricat în perioada guvernării Boc și ați văzut că lucrurile au revenit la normal. Ba, cred că dacă ar fi să definim guvernul Ponta, cred că am putea să o spunem foarte concret la modul este guvernul care a dat, nu care a luat de la alții cum erau predecesorii. Deci este un guvern care a dus România pe creștere economică, măsuri pozitive și în toate domeniile, inclusiv în sănătate, că de asta pot vorbi eu mai mult. Deci, ca să revin la planul politic, partidul va avea în continuare, cred, aceeași relație bună și susținere față de guvern. Dacă am rămâne tot în bucătăria PSD-ului, să zic așa, în interiorul partidului puteți să ne dați încă unul, două nume de oameni, nu concurenție dumneavoastră, dar cel puțin apți și specialiști pe domeniul acesta al sănătății care ar putea, într-un context sau altul, să conducă un minister? Da, în fiecare partid sau într-un partid atât de mare cum e PSD-ul, întotdeauna se găsesc mai mulți oameni pe un domeniu și mulți oameni foarte buni. Și aici, uite, îmi vine un nume, Florin Popa, da? Reputat chirurg, rector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Deci este unul din numele care întotdeauna cred că ar putea fi, nu știu, ministru al sănătății, expertul nostru pe politici de sănătate. Deci există multe alte variante. Am înțeles. Aș merge acum un pic în zona aceasta penalului. Ba, la un moment dat, să știți că se vorbea foarte mult că mulți dintre sau multe dintre numele mari din medicină erau foarte apropiate de PSD. Era o perioadă în care... Și au fost miniștri reprezentativi în sensul ăsta. Bartoș, aduceți-vă aminte, Beuran, da? Balzac chiar și a fost un ministru. Ok. Acum, bun, ca să intrăm un pic și în zona asta penalului, că e la modă, să spunem așa, au fost voci în cadrul PSD-ului care spun că toate ultimele acțiuni ale DNA-ului, să spunem, vizează cu preponderență PSD-ul și mai puțin alte zone politice. Dumneavoastră împărtășiți această convingere? Credeți că în mod special PSD-ul a fost mai lovit și mai urmărit din punctul ăsta de vedere față de alții? Nu neapărat. Eu nu am avut această constatare, ba din contră. Cred că nu. Sau cel puțin din ce am văzut... Nu, n-am spus că dumneavoastră, dar mă refeream la faptul că au existat voci la nivelul PSD-ului care au acuzat fiecare poate comenta cum potrivit propriilor observații. La mine nici nu a existat o preocupare neapărat pentru a face o astfel de statistică, dar din ce am văzut în ultima vreme, nu cred că a fost cruțată vreo formațiune politică sau...